Salutare tuturor și bine am regăsit la un nou episod din Breasla Haiducilor Doar că nu suntem pe Breasla în momentul de față Fiindcă, așa cum v-am povestit în episodul anterior, o să facem astăzi o fabrică de fier Și acesta este modelul pe care mi l-am ales Sunt multe modele, eu l-am ales pe acesta Este asemănător cu cel făcut de colpir Doar am modificat foarte, foarte puțin Am pus aici Uh, am făcut un strat de 5 în loc de 4 și am pus sticlă pe margine ca să nu se spauneze golemi fix aici. Că dacă se spaunează golemi fix în punctul asta uh, e posibil să rămână puțin blocați în perete. Și practic în felul acesta n-au cum să rămână blocați, fiindcă se spaunează doar pe aceste blocuri. Și ferma funcționează foarte bine. Am stat aici puțin AFK. Am o grămadă de prostii la mine. Am stat puțin AFK, vreo, nu știu, un sfert de oră, cam așa. Uh, opa! Opa! tu cum ai reușit să se spawnezi acolo? Ok, asta nu e bine. Nu știu cum a reușit. N-ar fi trebuit, dar mă rog. Este primul care mi se spawnează pe lângă. Sper că nu e o problemă care persistă. Certe că uh, această fermă este destul de bună. Produce cam 5 stecuri pe oră. 5 stecuri pe oră este destul de recent, dat fiind că este o fermă destul de mică și destul de eficientă și vreau să o reproducem pe breaslă ca atare sărim direct în acțiune. Ce faci? Miau, miau. Hm? Ce faci tu aici? Ce face tu aici? Nu ai venit să-i ții companiei lui ca atare? Dar tu ce faci aici? Aurio. Uite, îi ține loc prietenului de aur. Aurel colecționarul. A, asta faci? Ia, că pisica asta aurie s-a spawnat fix între ăștia doi de aur. Huh. Coincidență? 100% da. Ok, băieți, vreau să vă arăt că mi se spawnează pisici prin bază pentru că am creat oarecum un sat artificial aici și ca tare uite, avem și acolo o pisică pe care am îmblânzit-o, avem toate pisicile astea le-am îmblânzit, avem parcă și una pe acolo, pe undeva, nu le-am mutat, le-am lăsat acolo unde le-am îmblânzit, uite, aici mai avem încă una, hai să vedem câte tipuri de pisici am îmblânzit, că mi-arată undeva pe aici, uite, 5 din 11, am îmblânzit 5 pisici din 11 tipuri, deci nu foarte multe tipuri de pisici, dar adevărul că sunt foarte multe. Și da, răspunsul este da. Am mărit aici foarte mult satul, am, am mult mai mult ne acum. Pentru fabrica de fier cred că voi folosi niște oameni de ăștia care lucrează cu blana, niște păstori. Fiindcă, na, lumurile sunt destul de ieftine, am făcut ceva schimburi cu ei. Am pe aici, uite, am multe emeralde. Mi-am luat și niște carne. Am zis că dacă tot o am, hai să o mănânc. Certe că am făcut niște schimburi cu acești pescari, fiindcă au schimb de somon și de sfoară, am, am mers și am minat ca să fac rost din niște cărbune, fiindcă îmi trebuia niște cărbune și nu mai aveam foarte mult, ca atare m-am dus să mai minez. Mai avem și aici un o pisicuță. Uite ce drăguțe e. Mm? Și da, nu vreau să stăm foarte, foarte mult de vorbă, fiindcă avem o fabrică de fier de construit. Ca atare ne putem apuca de ea. O să vă explic pas cu pas cum uh, se face, dar o să avem nevoie de sticlă și eu nu cred că mai am sticlă. Hai să vedem. Dacă nu mergem până la șopul ul lui Colpir să-l îmbogățim puțin. Hai să vedem. Uh, da, nu prea mai am. Mi-ar trebui puțin mai multă, fiindcă vreau să construiesc totul din sticlă, ca să fiu sigur. Cu toate că ați văzut că din s a spawnat un golem chiar dacă era sticlă. Nu știu cum a reușit. Dar cert că așa o să vreau să fac. Ca tare mergem până la shopul colpir să mai luăm niște sticluță. Salutări! Salutări! Cum ar fi să-ți dau un nume? Dar nu cred că ar vrea ăștia alții. Să rămâi tu aici pe veci. Cum ocupi de tine? Uuu, de mele. Nu știu dacă am ce să cu ele, dar sunt bune la casa omului, dacă tot sunt atât de rare. Le iau. Ar fi interesant să să prindem un gaz, să-l un în să lucem un Overworld, să facem acela ciment, dar asta cred că o să facem pe seria mea, că acolo, na, facem orice ne dorim. Aici pe breaslă, facem orice ne dorim, dar puțin mai limitați. Așa, deci, la șopul de sticlă, frumos, hai să vedem ce luăm, ce culoare să folosim. Albu se potrivește că, na, e vorba de fier, deci n-ar fi o idee rea. De fapt, pot să iau direct sticlă de asta, că e de două ori mai ieftină și am foarte multă vopsea albă. Deci ar fi o idee destul de bună, cred că așa o să și fac. Cred că o să iau mai multă, fiindcă îmi va mai fi necesară. Deci, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Momentan sunt 7, să mai iau încă unul. Așa, o să iau 16 stecuri. Să nu fac greșeala, am mai făcut greșeli în trecut când am luat cu un diamant un stec, am luat de două ori mai scump din greșeală. Fiindcă n-am fost atent, dar nu mai greșim, nu, nu, mai nu mai îmbogățim lumea. Ajunge. Bun, avem foarte multă vopsea albă, deci o putem folosi. Așa, am uitat să vă arăt. Și am uitat să facem o chestie. Hai, dacă tu suntem aici să o facem împreună. Vroiam. Dar de fapt nu cred că putem să o facem împreună, chiar acum, pentru că nu am la mine. M-am gândit să schimb aici, să nu mai fie oase, să fie blocuri de oase. Și aveam pe aici, uite, uh, am pe aici un, uite, aici un shulker plin cu blocuri de oase. Dar cred că o să rămână pe altă dată să punem. Sau o să pun eu off camera. Nu știu exact cu cât o să vând. Vedem exact. Cred că cu un diamant pe stec sau ceva. Mă mai gândesc. Sau maxim două diamante pe un stec. Dar cred că un diamant pe un stec e decent. Bun, acum ne vedem acasă și vă arăt cum să faceți fabrica de fier. Când am zis că am prea mult vopsea albă, n-am glumit. Hai să ne uităm aici. Deci, 1, 2. 3, aproape 4, dar cu ce mai am prin că am mai mult de 4, cu tip cu blocuri de oase. De asta vreau să le și vând, am destule. Dar momentan am ce face cu ele, fiindcă va trebui să facem fabrica de raiduri și ne va trebui ceva sticlă pentru a face un perimetru în care acei pillagers să nu se spauneze, vom vedea exact. În timp ce mai pregătesc eu materiale, vreau să vă mai vorbesc despre ceva. Am văzut că foarte mulți, adică de fapt nu foarte mulți, câțiva dintre voi, la episodul anterior mi-ați unii, unii s-au dus, unii mi-au zis prin comentarii ce fabrici să fac de pillager, alții mi-au dat mesaj pe Discord cu link-uri și așa. V-am mai explicat eu că nu răspund pe Discord dacă îmi dați mesaj. Vă apreciez ajutorul, dar nu răspund pe Discord, fiindcă răspundeam înainte unora și după aceea începeau să-mi dea în continuu mesaje și mă întrebau nu știu ce chestii și nu știu cum, sunt. cred că, cred că înțelegeți la ce mă refer. Adică nu e foarte comod. Să stai că mai vreau niște fier. A, așa. Ar fi o suprafață de 5 ori 3 nu trebuie neapărat să facem suprafața aia, dar eu cred că o să o fac, adică până la urmă e fabrica de fier, poți să investezi niște fier, nu? Bun, deci 5 ori 3 15, mi-ar mai trebui, hai să mai fac vreo, oricum mai trebuie și cufere, hai că... hai că le fac pe toate astea cufere, dacă mergem și mai luăm niște lemn, vreau să fac mai multe, uite o să-mi păstrez 4 cufere, restul le fac opere. perfect, nu e rău, fer, uite aici, uite aici, bun... Așa, la redstone ne trebuie așa, ne trebuie uh, două comparatoare, două pistoane, dar cu sticky, neapărat. Ca atare mergem la cufărul cu materiale, uite aici, ca să luăm două bucăți de slime și punem înapoi. Așa, ce ne mai trebuie? Ne trebuie patru repeatere. A, ah, și ne mai trebuie încă patru pistoane cu slime, corect, corect. Mai ne trebuie încă patru. Ca atare mai luăm încă 4 slime, mai am și aici emeralde, dar emeraldele astea le-am făcut de la satenii lui Blushman, de la clericii lui, fiindcă știți că am făcut noi o afacere cu el. Și mi-a permis să vând, unde am eu, am aici în flesh, să vând în Flash la satenii lui, când eu nu aveam sateni, acum am sateni deci pot să vând direct la satenii mei. Plus că dacă facem o fabrică de raiduri, o să avem, o, o să avem un uh, Hero of the Village de level 6, deci o să avem schimburi super, super bune și o să primim și multe cadouri de la sateni deci o să fie interesant. Bun, deci, astea toate trebuie să fie cu sticky, ne mai trebuie un bloc de redstone, doar unul, așa, și puțin redstone în formă de praf, cred că e tot ce avem nevoie, hai să mă gândesc, deci avem, a, ne trebuie două hopere și în sistem, după aceea două pistoane, mm -hmm. două comparatoare, cred că e tot ce avem nevoie, eventual 32 de blocuri, hai să luăm niște blocuri gunoaie, uite, luăm 32 de pământ, aș vrea chiar să le dau un nume, să fim siguri umplutură. Așa. Mi-a zis voi că pot să fac ceva cu șeile de la raiduri și anume să le folosesc în diferite sisteme cu hopăre, fiindcă șeile nu se stecuiesc, dar nu știu dacă mă ajută așa mult. Pentru că mai ales că nu știu ce sisteme pot, o să facem un sistem de sortare pe aici pe hartă, mă mai gândesc. Dar dacă nu lăsăm pe sezonul următor. Pampam. cred că avem tot ce ne trebuie. Ne mai trebuie, evident, 4, dar 4 putem să împrumutăm direct sau aș putea să... Uite, o să scot astea, o să le pun la loc, unde e locul lor așa. Uita Am uitat că mi-am pus un ender chest acolo, special ca să nu mai trebuiască tot timpul să-mi pun ender chestul pe jos. Vreau să împrumut un shulker gol. Hai să luăm un shulker care este gol, perfect, ca să-l folosim drept valiză pentru acest proiect și să ne apucăm cel mai și cel mai ușor și vă recomand asta. Să te nimeni ce fac, dorm? Aproape toți. Okay. Vă recomand tot timpul, sau mă rog, cât mai des când faceți o fabrică de fier, să lucrați de jos în sus. De jos în sus e cel mai și cel mai bine pentru că vă puteți asigura foarte, foarte ușor. A, ah, cred că noi nu avem sonor? Da, nu avem sonor. Hai să dăm un pic pe sonor, dar să dau mai încet la voi, că la voi se de prea tare. Așa. Bun. Deci, cel mai ușor este de jos în sus. Dar trebuie să vă gândiți cam cum intră. Și cred că o să fac locul în care ajunge fierul, o să-l fac cât mai încolo, ca să nu vină prea aproape de chestiile astea de pe aici. să aia, sincer să vă zic, nu știu dacă ar încurca cu ceva fabrica. Chiar nu știu. Nu ar trebui teoretic să o încurce. Dar ce mi-ar plăcea mie foarte mult ar fi, în primul rând, să nu fie fabrica pe iarbă sau să fie eventual undeva mai sus, dar o să fac un drum de sticlă. Ar trebui să fie de număr impar drumul ăsta. Eu am făcut de număr par fiindcă era cu brăduțul. Dar acum o să-l fac, să fac, cu sticlă de număr impar. Și o să mai radem din drumul ăsta făcut cu iarbă. Vedem exact. Așa nu o să stăm chiar să facem totul on camera, dar cât de cât... Bun, hai să zicem că fix aici o să fie cutiile noastre, da? O să avem două cufere momentan, dacă e mai adăugăm, nu e problemă de război. Sus. Hop, bun. Deci aici o să intre niște fier. O să mai las loc în caz că vreau să mai adaug o cutie sau două. Bun. Uite, aș putea chiar să mai adaug încă una. Așa. Și aici vom face platforma. Deci o să vină pac, o să vină un 3 pe 5. Aici, practic, vor Intra, va intra fierul. Există o variantă cu un singur hopper, practic e puțin mai ieftină, dar dat fiind că noi facem aici o fabrică de fier, cred că ne permitem să investim niște fier în ea, fiindcă ni-l vom scoate înapoi. Deci ne permitem. Părerea mea, acum fiecare cu părerea lui. Bun, aia nu are cum să fie prea aproape să spawneze de pe acolo gole. Deci, ok, oricum o să facem săteni, o să-i punem în, în partea dreaptă, în, pe harta mea pe care v-am arătat-o la începutul episodului, sătenii erau pe stânga, dar o să-i punem pe dreapta ca să fie mai distanțați. Oricum, o să vă explic niște lucruri în timp ce construim fabrica, ca să, nu doar să puteți să construiți și voi fabrica, dar să înțelegeți exact și cum funcționează noile mecanici cu fabricile de fier. Bun, dar vreau uh, niște semne și niște lavă, am uitat de asta, eu mi-am luat tot ce trebuia din punct de vedere Redstone, dar nu am luat fierul și lava ca atare vreau să le iau. Uh, unde avem fier și lava, uh, nu fier și lava, lava și semne, așa. Și ne trebuie câte semne? 15. Avem 11 și aș vrea să fie toate de o culoare, deci trebuie să mai fac niște semne de sprus. Și nu prea am loc în inventory. Am ah, mai am niște sprus la mine. Ok, nu o să-mi fac bețe din două motive. Pot să iau bețe de aici, care este o, este o variantă destul de bună. Sau aș putea să-mi fac bețe din bambus, că am bambus pentru o veșnicie aproape. Deci e la fel de bine. Uh, pac și hai încă o dată. Bun. Am și rămas cu... A, ah, dar mie cred că... De fapt, nu cred că o să... Nu, 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 nu o să mai trebuiască semne în afară de lucrurile la care mă gândesc, deci pot să le las. A, ah, trebuia să păstrez două hopări. Hai să mai facem niște hopări, că -mi vor mai trebui. Lem, 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 lem. Rămânem fără lem, dar nu e problemă. Nu e foarte mare problemă. Că mai facem noi rost. Bun, putem să, de fapt putem să le facem. Bravo, cum am reușit să fac asta? Nu mai eu știu. De fapt nici eu nu știu. Ok, fale pe toate hopăre, că de cufere nu cred că mai avem nevoie momentan. Bun. Uh, unde să-l pun? Unde să-l pun? Ah, în Ender chest, evident. Nu mai știam ce vreau să fac cu el. Bun. Aici avem un Ender chest de rezervă, în caz că vă întrebați ce e cu E de rezervă. Bun. Acum, pentru a omorî golemii, a, îmi trebuie o găleată de lavă și nu cred că am eu prin bază o găleată de lavă. Cred că va trebui să mă duc la, la mină și să iau de acolo. Aici, dacă avem pe aici o găleată de lavă, întâmplător. Nu, nu avem. Deci, ce trebuie eu să fac este să-mi golesc găleata și o să o golesc aici. Iată cum am pus-o. Și acum o să, mergem, o să mă duc până la mină să iau o găleată de lavă. Și în caz că vă întrebați la ce mină mă refeream, aici nu a mai rămas nimic. Aici avem o mică mină făcută. Nu am lucrat foarte mult la aia. Aceasta a fost casa noastră inițială. Aici vroiam să-mi fac baza. Nu știu câți dintre voi mai țineți minte sau câți dintre voi știți. Dar acolo vroiam să-mi fac baza. Dacă ne uităm, aici vroiam să fie o bază subterană, așa, în acest crater. Vedeți că am luminat, pe aici am pus scări. Și acolo aveam o altă mină. Certe că am renunțat la această căsuță și am făcut baza în aer. Zic așa pentru fanii care nu știu, că știu că mulți dintre voi știți. Hai să luăm astea. Bun, acum dacă vă întrebați, dar de ce? De ce o singură găleată de lavă și nu 15 cum teoretic ar trebui? Pentru că o singură găleată de lavă acoperă toată toată suprafața și nici măcar nu trebuie acoperită toată suprafața, fiindcă e suficient să e suficient să acoperim cu lavă acele trei blocuri din mijloc. Dacă alea au lavă deasupra, atunci golemul nostru este mai mare de un bloc. Deci el dacă stă aici, va atinge acel câmp de lavă. Nu știu dacă ați înțeles la ce mă refer, dar certe că uh, un singur, o singură găleată de lavă ne ajunge. Nu ne trebuie neapărat 15. Dacă vreți să fie mai frumos și să umpleți aici, puteți să puneți evident 15 găleți, nu se supără nimeni. Dar mie una singură mi-ajunge. Bun. Asta practic va omorâ golemii puțin riscant să o fac atât de devremea și putut să aștept. Așa, o să fac un horn prin care să pice golemii ca să fim siguri că nu pică pe lângă, că uneori mai pică și pe lângă și ca atare vreau să fiu sigur. O să-i urc puțin mai sus, cam până pe aici, nu contează foarte mult până unde urcăm. Important e să nu fie extraordinar de departe ca să se genereze. Deci eu dacă stau pe aici AFK să funcționeze toate fermele din baza mea, inclusiv aia. Sunt singur pe server, sunt singur. Cred că funcționează numai că nu-i văd eu, nu sunt sigur. Dar eu cred că, da uite, cred, cred că funcționează, dar uitați-vă câți zombi avem, Nu mai uitați-vă așa, câți zombi avem Uitați-vă câți zombi, o armată întreagă, o armată întreagă aproape Ok, aici dacă pic în lavă s-a terminat cu mine, ok, bun, hai că n-am picat N-ar fi o idee, era soastu puțin, dar o să mă duc la risc Bun, deci aici să zicem că vreau să fie ferma propriu-zisă deci, o să vină în felul acesta. Aici, astea trei, le vom înlocui. Ne trebuie material de construcție. Și v-aș recomanda să folosiți, puteți folosi orice, dar nu sticlă. Și v-aș recomanda să nu folosiți chestii care pot arde, fiindcă avem lavă pe acolo. Eu o să folosesc cărămidă, că am destul de multă. De fapt, nici nu trebuie foarte multă. Cred că și un... O să iau două stecuri. Cred că și un stec mi ajunge, fiindcă vom folosi foarte, foarte puțin. Ok, te rog, te rog, te rog. Ok, a doua reușită. Sper să continue tot așa. Aici, practic, se vor spawna golemii, în caz că nu ați înțeles, pe aceste bucăți de cărămidă. 4, 5, 6, 7, 8. De ce 8? Fiindcă apa împinge până la 8. De asta vreau 8. Nu am niciun alt motiv de a face acest drum de 8. Deci, practic, am urcat. Nu contează cât urcați în sus. Puteți urca cât veți voi, mai mult sau mai puțin. Dacă pe jos, să zicem că aveți iarbă, să zicem că sunteți pe o pajiște, v-aș recomanda să vă urcați puțin mai sus dar nu cred că va afecta foarte tare. O să vă explic imediat de ce. În momentul în care o să aducem săteni, o să vă explic de ce nu contează foarte mult. E o chestie foarte, foarte interesant de știut, părerea mea. Cert că aici vom face frumos un zid și golemii noștri vor pica pe aici exact unde avem nevoie. Zidul va fi doar de 2, nu trebuie să fie mai înalt. Nu e necesar. Evident, putem să îl facem și mai mare, să facem așa un circuit, dar chiar nu este necesar. Așa. Bun. Faza faină la sticlă, că nici măcar nu trebuie să, să punem torțe, pentru că nu, oricum nu se vor spauna monștri. Bun. Acum, acum e acum. Va trebui să ne ocupăm de paturi și de sistem în sine. Iar pentru asta facem în felul acesta. Deci paturile vin fix pe margine, adică aici este zidul, practic aici o să vină apa, aici este zidul, fix lângă acest zid vor veni niște paturi Hai să facem paturi sau să împrumutăm de acolo, nici nu știu. Eu. Hai să împrumutăm de aici patru paturi, că nu se supără nimeni foarte tare, sper. Mulțumesc. unde e patul? Așa. al tău, sper că nu te sper foarte tare pe mine. Al tău și hai și al tău. Bun. așa. Și le punem aici. Deci, unul aici. În felul acesta le punem. Cam așa. Foarte, foarte simplu. Nimic Super special. Am acolo niște lumuri, dar o să mai facem încă 4 pentru sistem. Lumul se face foarte, foarte ușor, deci chiar v-aș recomanda să-l folosiți pentru această fabrică, fiindcă e aproape gratis. Bine, depinde, dacă nu aveți foarte, evident, puteți folosi altceva, puteți folosi orice. Orice meseria sătenilor nu contează. Dar vă trebuie, efectiv, un, o, un loc de lucru, un, un obiect de lucru. Eu mi-am ales lumul, este foarte ieftin, nu e mare lucru de capul lui. Bun. Sătenii n-au cum să-l simtă tocmai de acolo, e prea departe, părerea mea. Dacă îl simt tocmai de acolo, înseamnă că sunt mari dor nici de muncă. Bun. Deci, sătenii vor sta aici. Este foarte important să facem un tavan. De fapt, s-ar putea tavanul să nu fie neapărat necesar. Dar trebuie să-l facem așa, astfel încât sătenii să aibă loc aici. Pentru că altfel nu se vor culca, din ce am observat. Deci ar fi mai bine să-l faceți cum îl fac și eu. Ok, o să construim zidul de sus. Acum. Ouch! V-am mai pus din episodul anterior despre alunecările. Opa, nu, 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 nu! Hai, că e bine, e bine. Stai jos. Așa, uh, e bine. Ok, e bine, așa. Noroc că golemul este mai înalt și pot să pun lava mai sus. E bine, așa. Și noroc că, cred că am protecție. Ok, nu am fire protection, dar am protecție. Hai să mâncam. Ok, acum vom folosi pistoanele. Și să vedem exact cum le punem, în survival nu e chiar atât de ușor ca în creative, în creative poți să zbori, deci, bine, și în survival, serios, o să lucrez și eu la ceva astăzi, ok, în survival poți să zbori, dar nu ca în creative așa coordonat, da, e bine, e bine, așa vin puse, fix la nivelul obiectelor, deci aici poți să fie orice, poți să fie smokere, poți să fie blast furnace, orice obiect cu care să teni lucrează. Așa, aici vom pune niște obiecte solide, astfel încât să teni să nu vadă prin ele, fiindcă o să vă explic la momentul oportun de ce exact vreau asta. Acum, acum ajung eu de desubt. Cred că o să mă duc acolo și îmi fac o mică schelă. Hai să vedem câtă piatră am folosit până acum. Foarte, foarte puțin. Deci nu ne trebuie prea mult. Hai că mă duc acolo și după aia mă duc puțin mai jos. Așa, fiindcă trebuie să ajung să pun niște blocuri sub astea, deci trebuie să mă duc cu un nivel și mai jos, că altfel nu ajung. Așa și trebuie să pun blocuri aici. Perfect. Și ghiciți ce? Trebuie și mai jos. Incredibil. Aici. Pentru că aici vom construi o platformă activată de redstone. O platformă care va avea niște redstone. Și hai să zicem aici vom face un fel de ceas. Iar la final o să vă explic exact cum funcționează și care e șmecheria cu sătenii. Mi se pare destul de interesant. Cum, la început nu prea îmi plăceau să ăștia noi, mi se păreau destul de ciurați, din 1.14, dar acum că m-am mai obișnuit cu ei și am văzut că au niște proprietăți destul de interesante, e ok, nu nu, mai e, nu e foarte rău, e, e destul de ok, părerea mea. Bun, punem așa și toate acelea vor fi ridicate în sus. Acum, punem aici un piston, nu acolo, îl punem aici și unul aici, deci nu aici, ci acolo. Astfel cât acest bloc de redstone să fie mutat dintr-o parte în alta. Pentru a-l muta la un anumit interval de timp, facem această șmecherie. Punem redstone, bloc, redstone, bloc. Iar aici o să punem două hopere, dar unul trebuie să dea în celălalt. Deci hoperele trebuie să dea unul în celălalt, în felul ăsta. Deci ăsta dă încoace și ăsta dă spre el. Deci dacă ne uităm, sunt unul în altul. Iar aici niște comparatoare. Hop și hop. Momentan nu punem restul. Dar hai să vă explic. Acest uh, ceas va coborâ și va urca pistoanele la un anumit interval de timp, la câteva secunde, nu știu exact la cât timp. Putem să pronometrăm eventual. Pentru că undeva pe aici, hai să și construim camera între timp, aici va sta un zombi. Iar acei săteni se vor speria de zombiul respectiv. Uh, cred că voi face... Pune aici un strat. Ok, și zombiul va sta aici. Oh, acolo ar fi bine să acopăr. Așa. Zombii o să stea undeva pe aici. Nu mai știu dacă trebuia... Cred că nu trebuia fix lângă astea. Cred că e ok dacă îl punem aici. Și oricum nu cred că va afecta atât de tare dacă îl poziționăm cu un bloc mai încolo. Fiindcă ei oricum îl vor simți. Nu este mare șmecherie. Punem așa. Bun. Deci aici va sta un zombie. O să aducem un zombie de acolo. Azi o din aur cât de mulți avem. Și în momentul în care aceste pietre vor coborâ, sătenii vor vedea zombiul respectiv. Și dacă îl văd, înseamnă că se sperie de el. Și dacă se sperie de el... Ok, cred că totuși trebuia pus zombiul fix aici. Hai să mă uit. Da, pe modelul de pe lumea mea de teste este pus fix lângă pistoane. Catar o să-l las așa și aici. Nu cred că e foarte important. Poate fi pus și invers dar este ok. Acum problema va fi la adus zombie. Obi... am văzut foarte mulți care se strofocau foarte mult cu adusul aici a satenilor și a zombilor, adusul lor. Nu este atât de greu. Uh, poate e mai greu la săteni. Uh, la mine nu va fi foarte greu cu zombiul, fiindcă are cască, deci nu arde de la soare. Tot majoritatea au cască și o să iau unul cu cască. La săteni nu cred că va fi atât de dificil. Personal nu cred. Uh, o să încerc să iau pe ăștia, care nu au încă meserie. Dacă tot nu au. Dar trebuie să văd exact cum îi scot fără să-i scape ceilalți. Cred că o să fac încoace o mică șmecherie cum am făcut pe lumea mea. Deci, las un bloc liber. Deasupra o să mă străduiesc rapid, rapid să pun o sticlă. Așa. Și pe aici o să încercăm să-i scoatem. Fără nicio problemă. Ne trebuie ceva șine. O să încerc să fac o șină mai lungă, că am mult aur. Deci îmi permit. Ca atare să facem o șină direct până acolo sus, după vin și un, după un zombie. Ia uite cum a rămas ăla, ăla e un schelet, nu-mi place de el. Ia, ia, stați așa, stați așa, stați așa, că poate facem un achievement. Ia, Dumă acolo sus, ia, achievement sau nu? Dar nu cred că pot cu, cu zoom -ul. Prea sus sau prea jos, nu-mi dau seama, ia. Cred că prea sus, ia. Cred că tot prea sus. Yes, dar n-am luat din păcate. Este un aciment să omori un schelet de la 50 de metri. Aparent distanța nu era destul de mare. Dar nu contează. Uh, aici avem multe chestii. Bun, am zis că... Ce am zis? Că vreau să... Ah, că vreau să fac o șină. Ok. Hai să-mi iau apa înapoi. Plus că ne va trebui niște apă. Va trebui să mă să mai iau o de apă să-mi fac o sursă infinită. Dar, hai să vedem ce avem pe aici. Deci aici, uite, am 31 de șine. O să fac și niște șine din aur. Că aur avem. Ne permitem. Uite, șulcărul ăsta nu l-am mai folosit. Deci ok. La material avem niște aur. Uite, avem suficient. Avem și suficiente materiale pentru un beacon. Va trebui să ne facem un beacon ca să putem construi ferma de raiduri. Sau cel puțin ferma de pillageri. O să fie separată ferma de raiduri de cea de pillageri. Am uitat să vă zic. Am găsit un model destul de interesant. Mi-a plăcut. Ok, nu cred că o să fac chiar atât de multe. Cred că maxim două stack-uri nu cred că aș avea de... Uite, facem, Uite așa. Un stack 62, cred că îmi ajung. Nu văd de ce aș vrea mai mult. Așa. Spargem ăsta, punem ăsta aici. Niste niște, stat așa, iar mi-am pus endercest și aveam un endercest aici, trebuie să mi-l pun mai aproape, că tot tu de el. Am niște levere. Ba da, uite, deci nu trebuie să-mi fac levere, foarte bine. A, nu aici, nu aici, nu aici, nu aici, așa. Și cam atât. Pe ăsta pot să-l pun la loc. Și acum să mergem să facem un drum până acolo sus. Pentru săteni și apoi o să aduc și un zombie care nici măcar nu trebuie să aibă nume. De obicei, sătenii, de obicei zombie trebuie să aibă un nume pentru a funcționa respectiva fabrică, dar dat fiind că sătenii mei, că zombii mei, pardon, au obiecte în mână, nu se vor despauna, deci nu, nu are nevoie de nume. Și hai să le levăm undeva pe aici cel mai ușor v-am zis de jos în sus se construiește, de sus în jos e mult mai greu, trebuie să te folosești de apă. Iată, apa aia încă se duce în jos. Și mai creează și aia lag. În caz că nu știați, apa care se duce așa în jos creează lag. Din păcate. Certe că în câteva minute, nu foarte mult, poate puțin mai mult, depinde cât îmi ia să-i mut pe ăștia, o să avem o fabrică de fier, fiindcă fabrica de fier e aproape terminată. Tot ce trebuie să mai fac este să mută ăștia și apoi să pun aici niște apă. Bine, trebuie să acopăr pe aici și să pun acolo niște blocuri, dar asta mi-a maxim un minut. Ok, deci hai să facem șina. Să vedem cum o facem. aș vrea cumva să cotească încolo. Îmi trebuie un bloc ajutător aici ca să pot să fac o formă din asta și acum să sparg asta. Perfect. Și acum vom folosi șine din astea să propulseze vagonetul. E foarte mișto că poți să pui vagonaș pe șine. Asta îmi place foarte mult. Înainte, nu poți să pui Bine, vagonet pe șine se putea mereu. Uh, poți să pui șine pe sticlă, așa am zis corect. Poți să pui șine pe sticlă și asta mi se pare foarte șmecher. Pe această scară pe care mi-am făcut-o se pot spauna monștri, deci trebuie să dorm. Fiindcă la mine aici, în bază, se pot spauna foarte mulți monștri, fiindcă sunt deasupra oceanului. Nu au unde să se spauneze, că atare se vor spauna destul de mulți. De asta funcționează atât de bine fabrica de monștri. Și foarte mulți m-ați rugat să fac un tutorial și l-am făcut acum ceva timp. Puteți să-l căutați pe canal să nu se spauneze monștrii. Așa, foarte bine. Bun, oricum această scară va fi demolată, deci nu e problemă de război. Hai să facem un felul ăsta. Cred că nu vreau să risc totuși, că poate, poate trimit săteanul greșit și ca atare nu o să leg șinele astea. Facem așa, facem așa, facem așa. Ia uite cât de mult duce. Foarte bune leverele astea pentru a activa șine. Dacă cumva să zicem că nu putem să folosim levere, că avem apă sau ceva, putem să folosim blocuri de redstone. Numai că sunt foarte scumpe. Aici nu merge. Nu va merge, fiindcă sticla nu trimite redstone. Ca atare trebuie să pun un bloc ajutător. Uh, undeva pe aici. V-am mai explicat eu în episodul despre lever, că leverul nu trimite redstone dacă stă pe un bloc transparent gen sticlă. Adică el trimite redstone, dar nu trimite prin sticlă. Sticla nu este un purtător de redstone, să zicem așa. Bun, deci aici vor veni sătenii. Hai să-i ducem. Avem nevoie de patru în total. Nici mai mult, nici mai puțin. Acum ne trebuie minecart-uri. încă adică parcă aveam două minecart -uri. De fapt, sigur aveam. Uite cum pică. Încă unul care a rezistat. A, ah, și vine spre mine. De asta, de asta nu mor ei, fiindcă vin spre mine. Eu îi atrag. Vedeți? Deci, Acum ați fost martor exact de ce acești zombi nu mor. Fiindcă ei pică acolo, iau un obiect în mână, deci nu se despaunează și vin spre mine. Sunt atrași de mine. Și în felul ăsta ei supraviețuiesc și nu vor dispărea niciodată. Dar uh, uneori e bine să mai ai un zombi acolo, pregătit. Ca de exemplu pentru acest proiect. Hai să vedem acum cum ducem partea cea mai nașpa o să fie la teni. sătenii, pariez. Fiindcă de obicei e destul de enervant. Dar aș vrea să încerc să duc săteni care n-au meserie. De exemplu pe tine, și vrea să te duc. A intrat pompierul Dorel. Hai, intră tu Așa, foarte bine, băiat ascultător. A... Hai, dute, dute du, -te, du -te, A, ah, de ce să luat slujbă de... Bravo, hai, schimbăți slujba în... În fermier, în, mă rog, păstor. schimbă slujba, că dacă nu sparg butoiul ăla. Dacă mă speri. Cred că o să-și o schimbe, că nu are acces. El acum încearcă să ajungă la munca lui, dar n-are cum, că e imposibil. Trebuie să mă asigur că el se leagă de asta de aici, că altfel nu o să funcționeze ferma dacă nu... Nu! Na, că eu sunt zombiu acum. Ok, nu știu ce s-a întâmplat, dar îmi place. Hai să vedem. Nu cred că ajută dacă spargă la că e prea departe să-l mai înregistreze. Ia, yeah. dar nu... Am multe lucruri în el și nu prea vreau să-l sparg. Ar trebui să se reseteze săteanul ăsta, dar văd că nu vrea. Deci îl simte tocmai de la distanța aia? Păi și cum fac? Hai să pun măcar niște blocuri de sub să nu se ducă itemele în apă, mai ales emeraltele, care sunt cele mai importante. Așa. Și acum dacă îl pun înapoi. Așa. Și acum să-l punem înapoi. Hop. Perfect. Încă unul aici. Bun. Am reparat. Uite, mai avem și astea și astea pot să stea tot aici. Bun. Hai să vedem dacă și-a schimbat meseria în păstor. Dacă nu și-o va schimba, uite, și-a schimbat-o, perfect. Acum este un păstor. Ceea ce este foarte bine. Mai mergem, cum mai avem nevoie de încă trei, pe care o să-i duc eu off camera, că deja episodul se cam lungește. Fix când, fix când am oprit filmarea, nu știu dacă m-ați auzit zicând hei, dar am văzut o pisicuță aici înăuntru, care nu are unde să fugă, fiindcă e prinsă. E prinsă aici. Ca atare o să o Perfect, avem încă o pisicuță și cred, că e un tip nou. Ia, advancement-uri avem 6. 6. Deci ăsta e un tip nou de pisicuță. Așa, hai să vedem. Ok, deci eu o să mă pun să mut săteni. Cred că pot să iau și din ăștia, că sunt unii care nu... Uite, de exemplu ăștia, nu-mi trebuie. Cei care îmi dau schimburi de lână colorată nu-i vreau, fiindcă nu am lână colorată, am doar lână albă. Catare, atare îi trimit acolo direct. Dar nu vreau, ok. Mă descurc eu. I-am pus. Din păcate, unul a devenit iar pescar și a trecut perioada zilei în care își reface meseria. Ca atare a trebuit să fac așa. O să-și o schimbe, sper ziua următoare. Momentan o să vedem pentru zombălău, să-l aducem și pe el. Nu cred că va fi chiar atât de dificil, dar va rămâne să vedem. Momentanul uh, momentan îl aducem așa și vedem ce se întâmplă. Va trebui să-i pregătesc o șină, dar vreau să vă arăt exact cum... De fapt, stai că pe el pot să-l atrag direct, nici nu trebuie vagon. Dar trebuie să-l scot de acolo și... Nu știu ce dintre voi știți, dar pe un livestream mai vechi... Mă rog, mai vechi, acum câteva săptămâni... Uh, un abonat mi-a dat o idee foarte bună cum să scot eu zombii de acolo. Și anume cu barcă. Și asta am și făcut. Mai am vreo barcă, uite, mai am o barcă. Cu o barcă pot să scot bine. De obicei scot doi zombii, mie mi-ajunge unul. Deci probabil că unul o să fie mort. Îmi trebuie unul care să aibă cască în cap, să nu mă intereseze de soare. Dar am foarte, foarte mulți care au cască. Mi-ar plăcea să nu fie chiar ăla cu armura de diamant. De atâtea ori am vrut să-l prind pe ala și n-am reușit. Dați-mi gardul. Așa, A, te rog, nu-mi zic că-l prind fix pe ăla. Ba, cred că pe ăla l prind. Hai să dăm mai încoace, poate, poate. Dar este un zombi mic acolo, dar e blocat în colț, stați. Perfect. Ia. Ia, pe cine prind? Fix pe ăla, nu? Parcă văd, fix pe ăla. A intrat? N-a intrat nimeni, dar eu mor. Opa, acum chiar că mor. Ok, cum făceam? Împingeam barca sau cum făceam? Împing barca. Oh! A, ah, un schelet acolo. Că n-avea cum un zombie să-mi dea atâta knockback. E imposibil. Cine Dumnezeu m-a împușcat? Hai ah, mă, vreau să scot un zombie de acolo. Așa, bun. Și ca de obicei am scos doi. Uite, unul nu are cască în cap, deci ăla, opa, să nu cade aici, nu de alta. Așa, celălalt nu știu să s-a întâmplat el, dar... Momentan, tu vii. Așa, ai ceva în mână, deci nu te despaunezi. Ai cască. Perfect, tu vii încoace. Ha, pas cu pas. Sper doar, ați stat sper, să nu fie atras de acei săteni. Ca să vină după mine. Că dacă nu vine după mine, după aceea trebuie să-l punem minecart, în Și va fi mai dificil. Și e destul de slăbit de la căzătură, deci nu prea pot să-i dau pumni, fiindcă va muri. Bine, are ceva viață, cum gândesc că are feather falling pe picioare. Nu putem să vedem ce magie are, dar cu siguranță are Feather Falling. Ok. Lăsă mă urmeze pe mine să nu se ducă la săteni. Asta e foarte important, așa. Așa, nu te, nu te duc după săteni. Vino după mine. Vino după mine că pe mine mă vrei. Hai. Nu, 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 nu după săteni. asa, așa, după mine, după mine. Bravo, bravo, ok. Deja e cam târziu ca să se mai ducă după săteni, fică sunt destul de departe. Eu sunt mult mai aproape. De ce nu vii pe aici? E ce zombi prost. Urcă, mă. Urcă. Alo, sunt aici. A, ah, cred că nu-și dă seama că sunt scările? Da, mă, iată. Păi ce prost e zombie, ești nebun? Știi tu. Păi ce zombi prost. Nu știe să se urce pe șină. Dacă e șină, nu se urcă. Nu știam că zombii sunt chiar atât de proști. Hai bă, urcă încoace, că-ți fac drum. Nu știam că zombii nu se urcă dacă sunt șine. Iată ce șmecherie. Poți să-i blochezi, să nu se mai urce. A, ah, oleu, e noapte și se spunează monștri pe aici. Nu e bine. Hai, repede, repede hai, hai, hai. Nu-mi zic că nu trece și în aia. Pe bune, omule, pe bune, nu trece și în aia. Ești da atunci. Hai, vin un coace să te arunc aici, cumva, cumva. Sper să nu apară monștri. Pe acolo. Hai, hai, hai. Că te arunc eu cumva. Cumva, cumva tot te arunc. Perfect. Acolo stai. Acolo să stai. Ok, nu vrea. Aba, da. Bun. Hai să dorm repede. Dar nu aici, că nu mă lasă zombiu. Ok, nu s-a apărut niciun monstru, sper. Deci pot să dorm. Hai. Și l-am prins și pe ăla. Nu se poate despona. Fiindcă... În care un obiect în mână, deci probabil că nu va fi necesar să-i dau nume, fiindcă nu are cum să moară. Perfect. Acum tot ce mai trebuie făcut este să punem aici înăuntru niște blocuri 32. Și acum vedeți că acei săteni îl văd, îl văd pe zombie și ca tare pot spauna un un golem de fier, dar s-ar putea să se întâmple abia în momentul în care... A, ah, perfect, numai că am uitat să pun apa, nu e problema, o punem imediat. Dar e bine că am exemplificat. Trebuie să-mi fac o sursă de apă. O sursă de apă îmi trebuie. Fabrica asta v-am zis. E destul de eficient, adică 5 stecuri pe oră, la cât e de simplu de făcut, eu zic că e super bine. O să mă duc să mai iau goleat de jos. Am activat elitra să pot să zbor după. Doar că nu rămâne apa stricată, nu rămâne bun. Așa, avem deja un golem Care ar vrea el să apere sătenit, dar nu poate Așa, luăm frumos apiță de aici Hai să vedem dacă acel sătean S-a transformat și el în În păstor, sper că da că dacă nu am încurcat-o E tot pe scar, înseamnă că trebuie să sparg din nou Ăla de acolo, în momentul în care A, da, a trecut Ok, când e cu zilei trebuie să sparg butoiul ăla Altfel acest sătean nu ne va ajuta Ok, deci ce să pun Fac, odată E greu când ai o singură galeată dacă aveam 3, 3 găleți îmi trebuie. Ia uite, l-am și împins pe la, deci deja avem producție automată. Așa? A, de fapt nu, că pun aici una, aici se formează sursă infinită și fac. Și gata. Fabrica de fier este terminată, băieți. Hai repede să sparg aici. Cu toate că am zis că vreau să vă explic niște lucruri și o să vi le explic imediat. Ei bine, un sătean poate spauna un golem 8 blocuri din ce am înțeles în jurul lui. Deci, un sătean dacă este aici poate spauna la maxim 8 blocuri în jurul lui. Așa am, așa am înțeles uh, Momentan S-ar putea să nu funcționeze foarte bine Până nu dorm sătenii, depinde Trebuie să și... Aha, uite că merge Ba da, merge, merge foarte bine Nici nu trebuie să acopăr acele două blocuri Fiindcă merge oricum, golemii sunt prea mari Ca să scape Și vor muri mereu în lava Acum sper doar să nu se spawneze pe lângă asta e rugămintea mea Dar deja avem prima producție automată Șapte lingouri, foarte frumos o să avem și vopsea roșie câtă vrem. Deci, în eventualitatea în care am vrea să folosim culoare roșie. Bun. Deci, fabrica de fier o avem. sa să mănânc. Hai să mă duc la... Aha, se că... De ce mi s-a părut că am mai văzut un... Ok, hai să sparg... E mijlocul zilei. Hai să sparg acel butoi, în speranța că acel sătean va deveni ce trebuie. Ia să vedem. Hai, zbori, așa. Trebuie să mă și la elitra mea, ia. E tot pe scar, de ce e tot? A, ah, dar stai că, cred că abia în mijlocul zilei, cred că nu e încă în mijlocul zilei. În mijlocul zilei ar trebui să schimbe trade-ul. Fiindcă butoaie nu mai are. Cred că e prea devreme. să se mai dăm puțin timp. Hă, nu! Aoleu, nu! A, Nu! Deci, casca are o viață limitată? Ok, asta n-am știut. Dacă știam, îi puneam niște blocuri deasupra. Deci casca are o durată de viață limitată. Ok, deci trebuie să aduc un alt zombie. Nu e foarte mare problemă. Aduc altul. Dar uh, nu știam. Uite, am aflat o chestie. Deci casca se strică în momentul în care zombiul încearcă să reziste la soare. Foarte tare. Nu știam asta. În fiecare zi înveți lucruri noi despre Minecraft. Ok, sper doar că acel sătean își va schimba meseria la momentul oportun. Și nu va rămâne cu acest butoi de aici. Ok, trebuie să mă duc să aduc un alt zombie. O să mă duc off camera, fiindcă nu primim fier dacă nu e un zombie acolo. Am o veste bună. Acel sătean a devenit păstor, deci e bine. Dar mi-am spart drumul adineori, când am crezut că am terminat. Și apare trebuie... I-am dat drumul unui zombie și am uitat că i-am spart drumul. Deci acum trebuie să fac un alt drum. Dar nu e problem. Da. Hai că folosim niște sticlă. Măcar acum nu mai sunt șine pe aici ca să fie zombie -ul prost, pur și simplu, să nu poate să treacă pe șine. Deși am văzut că Minecraft este făcut astfel încât mobii au anumite chestii pe care nu le pot face. De exemplu, mobii nu pot să treacă peste covorașele acelea pe care le-am pus în fața portalului, de asta le-am și pus acolo. Hai, vino, băiat. Vino, vino, vino. Hai, hai, cuțu, vino, cuțu. uite. Uite, am mâncare. Hai, hai, cuțu. Uite, ia mâncare. Așa. Bun, pas cu pas. Îl ducem unde e locul cu pricina. Nu cred că tot nu-i pun, că nu cred că are nevoie, dar... Adică sigur nu are nevoie pentru a funcționa ferma. Asta cu numele doar dacă aș vrea eu așa să-i pun, fiindcă are un obiect în mână, deci nu se va despona. ca asta e, asta faza cu numele, că se desponează zombiul. Dar dacă are nume... Nu! Nu te crede te rog nici că nu pici de acolo, nu fi atât de prost. Ok, bravo, hai. Ai fost și tu inteligent. Am căzut în propria lui capcană, incredibil. Deci din toate blocurile de platformă aia eu m-am dus fix în capcana aia de două blocuri. Unde ești? Hai vino încoace. Hai că mă fac de râs în fața abonaților. Din cauza ta. Hai să vedem cum nu mai băgăm pe ăsta, ca din aurea am avut noroc. A intrat la destul de ușor. Hai, 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 chestia ești aproape. Cum fac eu să îl păcălesc să intre? Aș putea eventual nu vrea. Of. Ah, și mă lovește prea tare. Ok, asta o să fie cam nașpa că... Hai okay, că pun. Bravo. Sunt, uh, sunt bun. Pun acolo un bloc și încerc să-l fac pe el să vină pe blocul ăla. sparge Nu! Bravo. Și acum vine și el în apă, nu? Bravo. Am rezolvat multe. Ok, băieți, o să încerc eu să pun un zombie și... Vedem. Dacă cu unul n-a mers, cu sigur, unul trebuie să intre în capcană Nu! Hai, bă! De ce am făcut eu drumul ăsta așa încârligat? Nu puteam să-l fac drept. Cine m-a pus să-l fac așa? Hai, înapoi sus. Nu știu cine m-a pus să fac drumul ăsta așa, că e a doua oară când pic aici. A doua oară din două încercări, adică nu doar așa. Ok, hai cum îl fac eu pus ăsta să pice acolo. Așa, și... A, așa, bun. Gata, Tot din păcate, prietene, ești useless. Și hai repede să-l acoperim. Perfect, acum nu mai poate muri de la soare. Și ferma de fier este oficial gata, și acum nu cred că o să mai avem probleme. Ca de exemplu zombie care arde de la soare că li se termină casca, chestia pe care eu nu știam că există în Minecraft. Aparent, aparent când zombiul se apără contra soarelui, casca lui, și casca lui scade, îi scade viața. Interesant. Dar avem fabrică de fier. Așa. Există și modele ceva mai puternice, cum e modelul meu de pe single player. Dar cred că pentru această serie cred că este suficient. Fiindcă oricând putem să mergem să-și cumpărăm niște fier. Nu trebuie să ne producem noi tot fierul. Putem să mergem să mai și cumpărăm. Unul din zombi mi-a mi deranjat pisica. A, bun. Ia uite, încă un golem. Deci se spunează destul de des golem. V-am cam un, cam un stack la vreo 10 minute. Vreo 50 de lingouri la vreo 10 minute, cam așa ceva. Putem să și cronometrăm, dar eu am cronometrat și într-un sfert de oră cam un stack și ceva destul de bine. Uite, deja avem, mai ales că eu mai stau pe aici prin bază și în episoadele ce urmează, din păcate, nu prea o să stăm prin bază, din păcate. Dar o să stau eu a nu Nu vreau să stăm prin bază, fiindcă va trebui să facem fabrica de raiduri. Vă, vă garantez eu că o să facem fabrica de raiduri. Uh, nu știu. Cred că vreau din episodul următor să mă apuc de ea. Sper doar să nu intervine altceva. Dacă nu intervine altceva, cu siguranță în episodul următor o să facem fabrica de raiduri. Deci. Uh... Deci da, cam asta e. Hai să vedem dacă prindem perfect un golem. Uite așa, Bun. Sau așa. Hop. A, dar nu l-am mai prins pe ăla. Cred că de aici facem o... Ăla s-a gliciuit puțin, fiindcă nu se mai duce, dar cred că... Aici e un bug. Aha, se duce, perfect. E un bug uneori când ăștia mai stau în lavă, dar până la urmă se duc în jos. Au suficientă viață cât să reziste până trece bug o să aștept să se mai încă în congolem ca să fac și eu o poză. Dar, da, deci dacă nu intervine altceva, în episodul următor o să ne apucăm de fabrica de raiduri. Chiar vreau să o fac, n-am făcut niciodată și am găsit un, un, model destul de interesant și aș vrea să-l introduc pe server. Uh, mai mult pentru, pentru, voi, cei care veți downloada harta în momentul în care se termină sezonul. Știu că unii o să o downloadați și dacă vreți chiar să vă jucați pe ea, să o continuați voi, pentru voi, puteți să o jucați. Bun, am făcut și o poză, am prins și un Iron Golem. Nu este atât de greu să-l prindem, fiindcă se spunează destul de des. Am observat cam o la două ture, cam o la două coborări ale pistoanelor, fiindcă aceste pistoane continuă să coboare, acestea, și cam o la două coborâri tot apare câte un golem, cam așa ceva. Uite, acum de exemplu a coborât, s-ar putea să nu apară și s-ar putea la următoarea tură când coboară să apară. Hai să și așteptăm. Noaptea e destul de bine că nici măcar zombiul nu lasă nici măcar să tini să doarmă. Ei tot încearcă să doarmă și zombiul tot îi scoală din pat. A intrat domnul Puf domnul Puf. Sal. Ia, uite, acum l-au speriat iar. Și s-ar putea să apară un golem, dacă nu, uite, vedeți? Deci cam o dată la două coborări din astea apare câte un golem pe filmare. pe filmare, auzi, apare câte un golem în fabrică și, uite, așa facem noi frumos rost de mult, mult fier. Deja avem, cred că, jumătate de stec și doar am stat aici câteva minute. Deci asta chiar e o fabrică, uite, avem jumătate de stec cu, go cu golemul ăsta, dacă ne dă 5 lingouri ar fi perfect ca să avem jumătate de stec. Ia, când ne-a dat? 3? Ne-a dat fix 5 lingouri, fix când ne trebuia ca să avem jumătate de stec. Deci am avut jumătate de stec doar acum câteva minute cât am stat aici. Foarte, foarte eficient. Uh, sau, mă rog, destul de eficient. Nu e la fel de eficient, evident, ca ferma lui Peter, care e mult mai puternică, dar uh, eu nu am nevoie chiar de atât de mult fier pentru că nu o să fac atât de multe proiecte cu hopare sau așa. Dar am zis să avem o fabrică de fier, nu strică niciodată. Băieți, cam aici vom încheia și noi episodul. Sper că cu ce v-am explicat puteți să vă refaceți și voi fabrica de fier. Nu v-am explicat chiar total numărătorile, dar nu e foarte dificil. Deci asta am făcut-o de 7 și avem rând de 5 hopere, 5 pe 3, asta v-am explicat. Acolo avem o platformă de 8 cu apă, după aceea pereții. Aici sunt 4 rânduri de 4, că avem 4 săteni ceasul pe care vi l-am arătat, deci... Și acolo, în caz că n-ați observat, am pus 32 de blocuri în acele hopare. Bun, deci fabrica funcționează foarte bine, eu sunt mulțumit. Din nou, dacă v-a plăcut acest episod, nu uitați să apăsați butonul de like și nu o să ne data viitoare. Pa, pa!